Președintele Igor Dodon a început anul 2020 la schi împreună cu familia. A refuzat să spună însă țara în care s-a odihnit și a fost laconic atunci când a fost întrebat despre banii cheltuiți pentru această vacanță. Domnule președinte, unde v-ați odihnit de Crăciun în vacanță și din ce bani și cât a costat? Acasă. De Crăciun acasă. Acasă, de Crăciun acasă. Dar unde ați fost la munte? Suficient pentru ca să-mi permit din salariul meu. Dar unde ați fost? Dar personal ați schiat. Cine v-a învățat să schiați? Dar unde anume ați fost? Eu m-am învățat să schiez ultimii 10-15 ani. Am început la Vatra Dornei. Prima încercare... În Maldivii nu schiază așa. Politicianul Igor Dodon, conturile căruia în ultimii 15 ani au fost alimentate oficial doar din bugetul de stat, s-a odihnit în această perioadă în zone exclusiviste. Ziarul de gardă a intrat în posesia mai multor informații și fotografii despre o serie de vacanțe de lux de care a beneficiat familia Dodon în ultimul deceniu. Pe lista destinațiilor se regăsesc Maldive, Seychelles, Dubai sau o vilă exclusivistă de pe teritoriul unuia dintre cele mai luxoase hoteluri de pe malul Mării Egee, resort gestionat de familia procurorului general al Rusiei, Iurie Ceaica. În anul 2010, Igor Dodon era deputat din partea Partidului Comuniștilor din Moldova. În luna ianuarie a acelui an, acesta s-a odihnit împreună cu familia la munte în Austria. Ziarul de gardă a constatat că, la scurt timp după vacanța de la munte, Igor Dodon și familia și-au întrerupt rutina zilnică și au plecat într-o nouă vacanță. De această dată au ales o destinație exotică, visul multor muritori de rând, Maldive, destinația preferată a europenilor care vor să facă plajă în perioada de iarnă. Situate în Oceanul Indian, insulele Maldive reprezintă un arhipelag alcătuit de peste 1000 de insule, care formează 26 de atoli cu recife de corali. Destinația este considerată potrivită mai mult pentru a petrece luna de miere, însă este văzută și drept refugiu ideal de relaxare pentru persoanele bogate. O vacanță de 7 zile pentru două persoane începe de la câteva mii de euro, în dependență de hotelul ales. Imaginile cu Igor Dodon și Galina Dodon din Maldive au fost făcute în luna martie 2010, din preajma Zilei Internaționale a Femeii. În fotografii, Igor Dodon apare însoțit de soția sa Galina, dar și de Igor Grigorie, fostul său coleg de facultate și cămin de la Universitatea Agrară și soția acestuia. Grigorie a fost coleg de partid cu Igor Dodon în PCRM și director al Agenției Proprietăți Publice în perioada guvernării comuniste. Imaginile îl surprind pe politicianul Igor Dodon zâmbitor, în timp ce bea bere, face scufundări sau se odihnește în compania celor trei persoane cu care și-a petrecut sejurul. Hotelul în care aceștia au fost cazați este amplasat chiar în apele Oceanului Indian, are ieșire directă la apă, iar accesul în interior este facilitat de angajați cu ajutorul unui ATV special. Ziarul de gardă a constatat că resortul care a găzduit familiile Dodon și Grigoriev se numește Adaran Select Ocean Villa. În 2020, o noapte de cazare în el depășește suma de 10.000 de lei pentru o singură familie, fără taxe adiționale și fără transport. Facilitățile oferite de proprietate includ piscină în aer liber și teren de tenis. Vacanțele din anul 2010 nu s-au terminat cu escapada din Maldive pentru Igor Dodon și familia sa. Vara, Igor și Galina Dodon, însoțiți de alte trei familii, s-au odihnit în Bulgaria la mare, dar și în munții Rodopi. De această dată, soții Dodon au fost însoțiți de copii, dar și de alte trei familii. Familia Grigoriev, cu care Dodon se odihnise câteva luni mai devreme în Maldive, familia fratelui său, Alexandru și Ecaterina Dodon, dar și familia actualului deputat socialist, Oleg și Larisa Teterea. Imaginile obținute de ziarul de gardă îi surprind pe Igor Dodon, Igor Grigoriev, Alexandru Dodon și Oleg Teterea în timp ce se relaxează la plajă, la pescuit, la frigărui sau în timp ce conduc ATV-uri. În alte imagini, aceștia sunt îmbrăcați în costume speciale care aduc aminte de filmele de acțiune cu Robocop. În ianuarie 2011, familia Dodon s-a odihnit pe insule Seychelles, un alt paradis din Oceanul Indian. Agențiile de turism scriu că destinația este paradisul celebrităților, al celor care vin în luna de miere și al celor cu posibilități financiare deosebite. La fel ca și în vacanța din martie 2010 din Maldive, în Seychelles, familia Dodon a fost însoțită de familia Grigoriev. Spre deosebire de Maldive, însă, din această vacanță există mai puține fotografii.
În una dintre ele, în depărtare, se observă Igor Dodon în timp ce stă întins pe o barcă. În altă fotografie, acesta stă alături de soția sa, fiind îmbrăcat într-un tricou alb, de pe care desprindem și denumirea unității de cazare, Constance Ophelia Resort of Seychelles. În ianuarie 2020, o cameră dublă în acest hotel costă aproximativ 8.000 de lei pentru o singură noapte, dar un sejur întreg, cu zbor din Chișinău, depășește suma de 5.000 de euro. Hotelul a fost deschis în februarie 2010, cu doar un an înainte de a fi vizitat de familia Dodon. La întoarcerea din Seychelles, familia Dodon și Grigoriev au trecut prin Dubai, o altă destinație exclusivistă. Aceștia au stat aproximativ 2 zile în orașul din Emiratele Arabe Unite, fiind cazați în inima Dubaiului, în Adris Dubai Mall, hotel care oferă unități de cazare chiar lângă Burj Khalifa. Ziarul de gardă a constatat că, în perioada 2011-2020, Igor Dodon, însoțit de membrii familiei sale, au beneficiat și anunțat public numai puțin de 20 de vacanțe, unele dintre ele fiind făcute în stațiuni sau hoteluri de lux. Ziarul de gardă a stabilit că, cel puțin în anul 2018, familia președintelui a fost cazată în unul dintre cele mai luxoase hoteluri din peninsula greacă Halkidiki, Pomegranate Wellness Spa Hotel. Hotelul aparține familiei procurorului general al Rusiei, așa cum constată într-o investigație din 2015 politicianul rus de opoziție Alexei Navalny. Oamenii din anturajul cuplului prezidențial ne-au informat că președintele ar fi fost cazat într-o vilă de lux amplasată pe teritoriul hotelului, Royal Suite, în care doar o noapte de cazare poate costa chiar și 20.000 de euro. Familia prezidențială, dar și alte persoane din anturajul său, s-au odihnit pe teritoriul hotelului, inclusiv în perioada în care bărbații din grup, în frunte cu șeful statului, au plecat în pelerinaj pe muntele Athos. În ultimii 10 ani, Igor Dodon și familia au anunțat public că au fost în mai multe vacanțe în Italia, Spania, Croația, Grecia, Cehia, Austria, Rusia, Turcia sau Cipru. În 2017, de exemplu, familia Dodon s-a odihnit într-un hotel de lux din Turcia, însă președintele nu a reușit să explice clar sursele de bani pentru acea vacanță. Inițial a spus că oferta i-a fost făcută de consulul onorific al Republicii Moldova din Antalya. A doua zi însă, consulul declara pentru ziarul de gardă că nu i-a oferit președintelui nicio ofertă de cazare. Noi nu ne-am adresat la nicio companie turistică. Este vorba de consulul Republicii Moldova în Antalya, care ne-a oferit posibilitatea și ne-a oferit și ne-a dat și o ofertă. What you can tell us about Mr. President? He said you helped them to find an hotel. No, I don't know which hotel he's staying. I don't know. But did you talk with Mr. Dodon, our president, last week? No, I don't. You didn't talk with them in last month or last week? No. With no, Mr. Dodon, our president? No. Ulterior, președintele i-a mulțumit pentru vacanță omologului său din Turcia, Recep Erdogan, și a publicat o fotografie cu consulul Republicii Moldova în Turcia, care declarase anterior că nu discutase în ultima lună cu Igor Dodon. Ziarul de gardă a încercat să discute cu Igor Dodon despre vacanțele familiei sale, dar paza acestuia, care l-a însoțit în ultimele escapade din ultimii ani, ne-a restricționat accesul. Ulterior, președinția ne-a oferit un răspuns în scris. Instituția a precizat că familia președintelui Republicii Moldova a avut vacanțe nu doar în ultimii 10 ani și că o parte din acestea au fost achitate din veniturile legale obținute de familia prezidențială, iar altele nu au presupus costuri pentru că s-ar fi desfășurat la invitația unor rude sau prieteni apropiați, care și-ar fi asumat chestiunile logistice. Cu referire la vacanța de la hotelul luxos al familiei procurorului general al Rusiei din vara anului 2018, președinția a precizat că familia Dodon nu ar fi achitat cazarea, costurile fiind suportate de una dintre rudele apropiate ale președintelui. Chiar dacă se face o referire la un înalt funcționar public, dreptul său la viața privată nu poate fi încălcat prin insinuări manipulatoare și utilizarea unor informații false, cum ar fi prezentarea unor tarife de pe diferite site-uri, pe care acesta nu le-a achitat în realitate. Se precizează în răspunsul biroului de presă al președinției.
Politicianul Igor Dodon, care preferă vacanțe în zone exotice, a făcut carieră doar în instituții de stat. Nici el, nici soția sa, Galina Dodon, nu au deținut vreodată oficial afaceri în Republica Moldova. Dodon și-a început activitatea în instituțiile statului în 2005, când a fost numit viceministru al economiei și comerțului. Igor Dodon a devenit ministru al economiei în 2006, iar între anii 2008-2009 a deținut și funcția de prim-viceprim-ministru. Din 2009 și până în 2016, Igor Dodon a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În urma alegerilor prezidențiale din noiembrie 2016, Igor Dodon a fost ales președinte al Republicii Moldova. Deși a beneficiat în ultimii 10 ani de vacanțe în unele dintre cele mai luxoase zone din lume, familia Dodon, cel puțin oficial, a declarat venituri modeste. În anii 2009-2012, familia Dodon declara venituri cumulate de aproximativ 12.000 de lei pe lună. În 2013, familia Dodon a cumpărat în credit o casă de lux în capitală. În ultimii ani, familia prezidențială a raportat venituri anuale de aproximativ 500.000 de lei pe an.